Haideți, vă salut, bună dimineața la unii, bună ziua la alții, acum depinde când vedeți acest video. La unii bună, la unii nu-i bună, dar să trecem la subiect. La mine e dimineață, doar ce m-am trezit. De obicei nu prea mă uit la știri, nu obișnuiesc să mă uit la știri, dar n-aveam cum să nu văd o știre de genul cu întâmplarea de la Galați, care s-a întâmplat în apropiere de Galați. Acum îți dai seama, nu mi-am pierdut ideea de vloguri sau linia mea, să zic așa, dar mi-a plecat instinctul și am zis, bă, frate, pe asta trebuie să o comentez, deci n-am cum. Nu-i genul meu să comentez știri și îți dai seama că nu sunt comentator de știri sau să schimb subiectul de la una la alta, dar pe ăsta vreau să-l fac. Și acum, probabil 20 de persoane, dacă văd video respectiv, probabil 10 poate n-au văzut știrea și vreau să arăt ca să înțelegi despre ce e ideea. Nu știu dacă se vede. Băi, nu știu dacă se vede. Am arătat aici. Deci, încă o dată. Da, e vorba de accidentul. Din fericire, nu e niciun accident. E vorba de întâmplarea cu camionul respectiv, care a evitat o femeie. În ultima secundă a tras de volan, șoferul a avut un instinct de un om profesionist, un om care are foarte mare experiență și a salvat o viață. Acum, în multe cazuri, când se sfârșește cu bine, să chem așa, există și o parte comică. Acum, ascultam declarația la persoana respectivă, nu știu dacă ați văzut știrea sau nu ați văzut-o. Ascultam la persoana respectivă, era o femeie în vârstă de 90 de ani, traversa într-un loc nepermis, fără trecere de pietoni, fără semafor, chiar curbe, cunosc zona aia foarte bine. La care femeia a zis, păi, dar nu-i vina mea, domnule. Probabil era șoferul băut. Nu l-am pus eu să rupă gardul, că el, când a evitat, în ultima secundă, a intrat în gard, a rupt un gard. Nu l-am pus eu să rupă gardul respectiv, n-am ce să fac. Acum stăteam și mă gândeam, bă, câtă e conștiință avem în România aia. Bă, câți oameni nu au simțul răspunderii, au o mentalitate veche, acuză pe celălalt, chiar dacă i-a salvat viața, nu o interesa, a zis, păi trebuia să meargă drept, la ce a intrat în gard, am pus eu să intri în gard. Aici îi dau dreptate la femeie. Deci îți dai seama unde s-a gândit ea de... Păi l-am pus eu să intri în gardul respectiv. Altul plângea, avea un gard de 1964 și plângea pentru 5 scânduri. Deci în conștiința făcea să nu realizeze că acolo s-a salvat o viață de om totuși. Șoferul de tir, nu mai zic. Ar merita nu o diplomă fictivă și că eu nu sunt de acord cu hârtii, cu aplauze și cu... Nu, părerea mea, îi trebuie vreo 2-3 salarii frumoase,
primarul să repare sau autoritățile să repare gardul respectiv. Pentru că omul respectiv e un erou, deci n-ai ce să... E un erou, ar trebui eroul anului, salvarea de veți inconștiente, să le chemăm așa. Pentru că... Bă, tu îți dai seama câtă inconștiență. Să nu gândești o secundă că omul respectiv ți-a salvat viața și să zici, păi nu l-am pus eu să intri gardul respectiv, să rupă gardul. Deci el a întors la un metru de persoana respectivă. A avut un instinct. Eu sunt șofer, dar nu de camioane. Știu ce înseamnă. Dacă era o mașină mică acolo, dacă nu era șoferul cum trebuie, nici mașina mică nu o evita. Și dita mai camionul cu încărcătură, cu greutatea respectivă, a făcut miracol. La eu, miracol acolo. Șoferul respectiv trebuie, nu aplaudat, bă, trebuie băgat mâna în buzunar, trebuie băgat mâna în buzunar și felicitat din orice punct de vedere. Pentru că a salvat o viață inconștientă care trecea pe o trecere de pietoni, dar nu era trecere de pietoni acolo să treacă. Trebuia să traverseze pe o trecere de pietoni, nu în curbă, acolo e curbă. Eu cunosc zona aia foarte bine. E la ieșire din Galați, la Movileni. E un sătuleț foarte mic acolo. Am mai văzut un comentariu, scria cineva la știrea respectivă, dacă aveam autostrăzi, nu se întâmpla așa. Bă, eu sunt de altă părere. Dacă n-aveam oameni inconștienți și cu... inconștienți, nu zic altfel, nu se întâmplă ceea ce se întâmplă. Pentru că și pe în alte țări se circulă pe străzi naționale, adică strada aia o facem doar pentru ăștia care traversează inconștient și acolo nu mai trece nici camioane, nici mașini, nimic. Pentru că trebuie să treacă doar aia inconștienți. Când vrea ei și cum vrea ei. Acum mă uitam și la persoana respectivă, era victima cu gardul, să o chem așa. Era foarte supărat și a zis, bă, acum gardul trebuie să mi-l fac eu. Deci dă-ți seama câtă inconștiență poate să fie la un loc. Bă, n-a fost unul să zică acolo, sau cel puțin n-am auzit la știrea respectivă să zică, bă, bravo mă, la șofer. A vrut să-l scoată chiar și că era băut. Că ar fi fost șoferul băut și... Deci dă-ți seama că nu era o femeie nebună. A avut secunda aia de hoț să acuze pe altul, să schimbe. Deci când i-a pus reporterul respectiv întrebarea, doamna, ați văzut tirul că v-a evitat? Nu l-am pus eu să mă evite, trebuia să meargă drept, nu să rupă gardul. Probabil era și băut, deci l-a acuzat și pe... În viziunea mea, acolo trebuie și familia și persoana respectivă, bătrânica, trebuie să meargă la șofer. Șoferul e un înger, n-ai ce să... Deci omul a dovedit-o pe-n fapte, deci nu mai are altă scuză decât e un înger pentru oameni inconștienți. Să meargă, să îi mulțumească, să... toată viața cât va trăi să mulțumească, pentru că omul a evitat o familie în doliu, părerea mea. Îți dai seama că de o secundă nu era atent, dar am stat și m-am gândit și am zis, bă frate, fii atent, a avut camere de luat vedere, dacă nu avea camere de luat vedere.
acolo se schimba treaba. Îl scotea pe șofer vinovat. Îl scotea pe șofer vinovat, era atent la telefon, la Facebook, la YouTube, la TikTok. Bac a avut viteză. Bă, ceva se întâmpla. Ei, acolo au fost camere de luat vederi și a arătat alb pe negru, uite cum stă situația. Tu, femeia, ai traversat aiurea strada. Ea era foarte supărată că i-a dat 4 milioane amendă. 4 milioane, 400 de lei, ceva de gen. Era foarte dezamăgită. Și era dezamăgită în același timp că tirul respectiv a rupt gardă. Bă, ce-a căutat? L-am pus eu să rupă gardă. Bă, aici eu îi dau dreptate la femei. Îi dau foarte... Are foarte mare dreptate femeia respectivă. Inconștiența, mă frate. Inconștiența, mentalitatea. Bă, când ai o vârstă la 90 de ani. Eu nu te-aș mai lăsa singur pe stradă, mai ales acolo. Nu, mă frate, trebuie însoțit familie. Gândește acolo dacă era o mașină din sens opus pentru prostia ei, tirul respectiv, că instinctul probabil ăla era să o evite, omora altă familie. Să ajungea la tragedii. Dar nu una, se putea întâmpla cu mult mai multe familii. Pentru ce? Pentru inconștient, pentru o femeie care e inconștientă, dar în același timp știi să acuze. Asta e ideea. Bă, știi să acuze, să zici. A fost băut, domnule. Păi n-a fost doamnă băut. A fost testat cu aparatul, cu... atunci nu știu, nu l-am pus eu să rupă gardă. Bă, deci stai și te crucești, gândești, bă, frate, în ce țară trăim? Când cuvinte ar fi multe de spus. Acum m-am trezit, am văzut știrea aia. Și am zis, bă, fac un video, că-l vede 5 persoane, că-l vede 10 persoane, 100 de persoane, nu mă interesează. Bă, dar fac un video. Nu sunt eu comentator de accidente, de știri și... Bă, dar asta mi s-a părut așa o prostie amestecată cu o inconștiență, tot la un loc, toate valma acolo. Asumă-ți, mă, frate, în viață, că te salvează cineva. Omul respectiv, probabil, dacă n-avea camere acolo, își punea serviciu, își pierdea serviciu sau avea probleme sau permisul sau familia. Avea de suferit pe baza la inconștiența ta că tu treci strada unde nu trebuie. Acolo sunt numai curbi, sunt 2-3 curbi, e un sătuleț, îl cunosc foarte bine, sunt 2-3 curbi și se întâmplă mereu, numai nenorocit. Și odată când nu se întâmplă o nenorocire, o cauți tu și acuzi șoferul respectiv. Asta a rămas așa, zic, ia uite vă frate, câtă prostie, bă, câtă prostie să nu te duci să-ți asumi. Șoferule, sărumâna, mulțumesc, mi-ai salvat viața, ești eroul meu. Nu, era băut, domnul, era băut. Păcat că șoferul respectiv poate a văzut știrea aia și a rămas dezamăgit după intervenția care a avut-o. Păi eu salvez viața, îmi pun viața mea în pericol, te evit în ultima secundă și tu zici că eram băut. Ei, n-ai rușine, mă, frate. Bun, n-ai la cine să zici treaba asta. Dacă aveam autostrăzi, am mai zis unul, dacă aveam autostrăzi, nu se întâmpla. Da, și eu sunt de acord cu autostrăzile. Dar inconștiența poate și prostia poate apărea de unde nu te aștepți. Și pe autostradă, și pe superbandă, și cum vrei tu. Bă, când ești prost, ești prost oriunde. Nu, dacă ai autostrăzi, nu mai ești prost. Sau dacă ești inconștient, la fel. Acum e bine că șoferul respectiv a avut camere,
a fost în zona acolo, camere de luat vedere. E de mirare că a avut camere de luat vedere acolo. Acolo nu știu dacă au lumină aia pe acolo. Băi, 10 case. Dar în fine. Nu asta e problema. Problema e că oamenii te salvează și tu nu ai responsabilitatea să îi mulțumești sau nu ai bun simțul să-ți asumi ceea ce ai făcut. Bă, ai evitat la un metru. Deci la un metru ai evitat-o. A tors camionul la 90 de grade. Nu mai mergea la Tecuci, mergea la Galața. A mai fost un caz din ăsta, mi-aduc aminte, un șofer român în Italia, pe autostradă, tot așa, era o fetiță, a fost un accident și ca să protejeze fetița respectivă, a pus, bun, a văzut de la distanță și a pus camionul de a bloca toată autostrada să nu treacă mașini, să întâmple o nenorocire mai mare decât era, că era fusese un accident. Toate televiziunile și toate în Italia, în România, eroul din Italia, eroul din... Da, de acord, dar sunt de acord și cu băiatul, cu șoferul care a fost acum la Galați. Să îi dea un premiu de erou. Bă, da, premiu de erou, nu o diplomă sau o hârtie sau o medalie, ești erou. Nu, nu merge așa. Pentru că acolo putea să fie o nenorocire foarte mare. Putea să distrugă 4-5 familii acolo. A fost norocul ăla. Bă, nu știu. Destinul. Bun, asta a fost știrea, nu vreau să mă lungesc, nu mi-am pierdut ideea, nu mi-am pierdut linia de la vlogurile mele, dar am zis, bă, pe asta... Așa am simțit să fac un vlog, indiferent câtă lume va vedea vlogul respectiv. Vorbesc încet, că la mine în casă încă mai doarme lumea, copilul. E dimineață la mine. Dar asta e. Fiți atenți, nu traversați inconștienți și aveți grijă de viața voastră. Ăsta e mesajul. Hai, v-am salutat, baftă!